Mingea, vin perpendicular cu poarta și urmă de pe primul pas pe poarta asta. A strâns, a strâns pivot. Trece. Se anunță meciuri grele pentru Handball Club Vaslui. Miercuri, handbaliștii vor da piept cu cei de la Bacău și vor să-și ia revanșa pentru rezultatul din tur. Vor fi trei meciuri foarte, foarte grele și noi sperăm să ieșim cu capul sus de mine. Dați seama, ne dorim să facem niște meciuri foarte, foarte bune, chiar și mai bune, să eliminăm greșelile care le facem, inerente, da. Să sperăm că le eliminăm și să sperăm că o să progresăm în jocul nostru. Sperăm să ne luăm oarecum revanșa și să câștigăm la o diferență mai mare, pentru că în tur puteam să câștigăm la o diferență mult mai mare. Leonard Bibiriga are încredere în jucătorii pe care îi antrenează și este convins că aceștia vor da tot ce au mai bun pe teren în cele două partide care urmează. Așteaptă câteva etape dificile, ca orice meci, mai ales la Bacău și acasă cu Steaua și la Suceava, meciuri grele în care orice este posibil. Indiferent de rezultatele pe care le vom ține, noi avem încredere în jucătorii noștri că vor da tot ce vor putea pentru a scoate rezultate bune. După meciul din deplasare de la Bacău, Handball Club Vaslui va primi acasă vizita celor de la Steaua, echipă ce se află momentan pe primul loc în Divizia A.